Doi tineri care așteptau cu nerăbdare să devină pentru prima dată părinți trăiesc drama vieților. Copilul s-a născut mort, deși sarcina a fost dusă la termen, iar fătul era perfect sănătos. Alex Prunan ne spune mai multe despre acest caz. Bun găsit! Tânăra în vârstă de 24 de ani, însărcinată în 9 luni, s-a prezentat la medicul ginecolog după ce a început să aibă contracții puternice. Era clar că a sosit momentul să aducă pe lume primul ei copil și aștepta să intre în sala de nașteri. Numai că medicul i-a spus că încă nu este în travaliu și a lăsat-o într-un salon nesupravegheată o noapte întreagă. Femeia a suportat cu greu multele ore de așteptare. A doua zi, starea ei s-a înrăutățit, iar ginecologul a trimis-o la spitalul din satul mare. Acolo nu s-a mai putut face nimic pentru copil. Mama tinerei spune că fiica ei începuse să se învinețească, iar când a întrebat medicul de ce nu îi face cezariană, acesta i-ar fi spus că trebuie să se grăbească spre satul mare. Astfel, gravida ar putea să moară sau să nască un copil mort. Asta cu toate că bebelușul nu avea probleme înainte de naștere. Aveau greutate de 3 kg și 600 de grame și 52 de centimetri. Medicul pe care familia îl acuză de moartea bebelușului nu a dat nicio explicație, iar conducerea spitalului susține că specialistul a procedat corect. Necropsia bebelușului va face lumină în acest caz și apoi va fi deschisă și o anchetă.